ce bune sunt. Ia. Da, da. Pentru obsedații de acasă, ușor, ușor. Nu înseamnă că dacă mâncăm căpșuni, le și admirăm în timpul... În timpul la altor acte artistice. Ești pe genul cu mâncare? N-am discutat. Scuze-mă un pic, vreau să am o discuție. Ești genul cu mâncare, căpșunică, frișcuță? Miere. Da, ciocolată, frișcă, pană. Mamă, eu urăsc asta. Nu, astea nu sunt de mâncare. Nu sunt. Ai zis despre lucruri pe care... Pot fi și de mâncare. Hai mă, zi. Îți place cu murdărie de asta? Nu știu. Și nici lipicioasă după aia? Se spală, nu? Păi da, dar când? Cum când? Găsești tu! Da, ei, asta să fie problema? Nu, niciodată. N-am reușit niciodată. Despre ce vorbiți? Nu despre căpșuni. Chiar n-am avut discuția asta niciodată. Noi doi? Da. Ești cu asta, căpșunica, ia o bagă, scoate o... Ce? Ia uite, îi dau cu frișcă, fac aici două cercuri, doi ochi. O gură. Doamne! Dă-te pupunea, măi! Nu, deci asta e... Vlăduți, despre ce este rețeta de asta? Vorbeam foarte serios, e important. Dar e important pentru tine și prietenii tăi. Pe mine mă deranjează oamenii care învață prostiile astea din filme și nu întreabă înainte să-ți aplice un borcan întreg de miere. Dar nu ne interesează traumele tale de alele. Măcar ți-a dat cu miele de salcâmp? Sau ți-a dat aia de rapiță, ușor zaharisită? Mi-a dat cu polifloră. Mierea n-are ce să caute pe pat. Da. Trebuie să are ce căuta pe o felie de pâine prăjită. Corect. Cu... Și dacă ți-e scârbă, nu mai da cu miere. Ce? Mierea are ce căuta. Deci... Uite, trebuie să discutăm lucrurile astea. Este dar discutați-le la voi acasă, bă! Dar și ciocolata are ce să caute. Alo! Băi, eu vreau să-l văd pe ăla care este eroticul suprem, care în loc de căpșuni, frișcă și ciocolată, dă cu muștar. Asta e. Cu mușdei de usturoi. Ce vreau să se înțeleagă este că televiziunea face și educație. Normal. Adică așa cum învățăm pe oameni să nu cumpere un cățeluș taci un pic. Dacă e manechin și ai văzut la alte manechine în filme că au plâns atunci când au primit un cățeluș, e bine să nu facem toată treaba asta, pentru că s-ar putea ca acel cățeluș să încurce viața manechinului. Da. La fel zic și cu datul, cu diverse chestii în locuri unde... Copii, Dani vorbește despre cum se glazurează exact. De exemplu, cu piureul ăsta de căpșuni, uite, care este atât de... Nu dai niciunde. Dai seama că poți să dai urăsc asta, nu. Bă, și dacă ți-e scârbă să pui gura, mai bine o speli decât să dai cu căpșuni. Bă, dar nu fă chestia asta, televizor. Educație! Da, dar mergeți la școală pentru asta, nu vă uitați la televizor că prindeți numai. Diferent, dragii mei! Nu dați cu mâncare dacă nu ne place! Diferența dintre erotism și perversiune este următoarea. Erotism înseamnă să o mângâi cu o pană, da. Perversiune înseamnă să o mângâi cu toată găina. Înțelegeți? Asta. Nu! Eu știam altfel! Nu, lasă! Nu! 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 Hai că mă retrag. Cum am ajuns noi aici? Hai să... Aveam un preparat senzațional. Aveam lucruri de spus. De aici am plecat, de la Pirelu, și unde ne dăm cu el? Dar nu ne dăm niciun detalii. Iată frișca la frigider. Cum scrie pe siropurile de tuse, pentru consum intern, pentru uz intern. Da. Da? Adică nu, pentru uz intern, este nu extern. Uz intern, nu extern. Nu vă lua, că o să arătați ca un borcan cu gem, nimic mai mult, credeți-mă. Da. Vlăduț, eu. Adună-te că te iau la palme. Adunat,